Elevii și studenții din învățământul de stat și particular din toată țara vor putea să își achiziționeze și anul acesta câte un calculator subvenționat de stat. În acest scop, guvernul, prin Ministerul Educației, acordă cupoane valorice în valoare de 200 de euro fiecare. Și elevii din județul Buzău, ale căror cereri au fost aprobate, beneficiază de ajutorul financiar acordat prin Programul Național Euro 200. Beneficiarii acestui program sunt elevii și studenții din învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. În județul Buzău, anul acesta au fost depuse 767 de cereri eligibile pentru programul Euro 200, dintre care au fost validate 601. Cupoanele sunt ridicate de la Inspectoratul Școlar de către directorii unităților școlare. S-au primit 700 de cupoane, la fel ca și anul trecut, iar până la acest moment au fost repartizate 350 dintre acestea. Au mai beneficiat și anul trecut, cei mai mici vor beneficia anul acesta. Îi informăm la momentul, încă din toamnă am început și acum, săptămâna aceasta, vor beneficia de tichete și în continuare își vor achiziționa calculatoare. Toți cei 601 elevi ale căror cereri au fost validate vor primi tichetele valorice și își vor putea achiziționa un computer nou. Pentru a intra în posesia calculatoarelor, elevii au nevoie doar de tichetul valoric și o copie după actul de identitate.